Bună seara și pace tuturor! Aș vrea să ne ridicăm, ca de obicei, să citim de data aceasta trei texte din Scriptură. Aș vrea să citim din Matei, capitolul 4, primele versete și apoi ne vom muta în psalmi, psalmul 34 și psalmul 42. După citirea acestui pasaj, îl rog pe fratele păstor Beni Fărăgău să ne conducă în rugăciune de cerere pentru înțelepciune, Duh Sfânt, putere, înțelegere, pricepere și mai ales puterea de a împlini ceea ce învățăm. Iată ce spune Scriptura în acest loc. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. Ne mutăm în cartea psalmilor, la psalmul 34, versetul 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Feriște de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puii de leu duc lipsă și le-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Și psalmul 42, primele versete. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Amin. Ne rugăm. Doamne, dacă ucenicii tăi în seara învierii au avut nevoie ca tu să le deschizi mintea să priceapă Scripturile, mărturisim și noi aceeași nevoie în adâncurile noastre. Și de aceea invocăm prezența Duhului Tău Sfânt. Doamne, doar roada Duhului este stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor și doar Duhul ne poate sătura cu lucruri pe care lumea nu ni le poate da. De aceea am dorit din toată inima, nu doar să ne deschizi mintea și inima, ci să ne înduplăci voința să trăim ceea ce auzim. Doamne, dacă ar fi să o facem prin puterile noastre, știu că suntem falimentari și că oricâte intenții bune am avea, toate se fărâmă în pumnii noștri. Invocăm prezența și puterea Duhului Tău Sfânt. Amin. Și te rugăm, Doamne, în bunătatea Ta, nu doar mintea, ci și trupul întreg să ne-l iei în stăpânire, să locuiești Tu, Duhule Sfânt, și în felul acesta să trăim ca temple, proslăvind numele Tău, purtându-Te pe Tine prin lumea aceasta. Știm că avem nevoie de Tine și de aceea ne mărturisim nevoia și de aceea Te cerem, Doamne, în mijlocul nostru. Te rog, Doamne, și pentru cuvânt, să-L faci limpede pentru noi. Mă rog pentru Marius să-L binecuvintez cu un duh de slujire și cu un duh de claritate. Și îți mulțumim. Amin. 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 Vă rog să luați loc. Seara aceasta pentru mine este specială din mai multe motive. Pe primul o să vi-l spun încă de la început. Este un fel de ciudă pe care o resimt, că sunt cu dumneavoastră și nu sunt cu soția mea, este ziua ei. M-a rugat să nu spun asta, este online acum, am încălcat deja consemnul, dar este ceva legat tot de ziua ei și de biserica aceasta. M-am gândit că în urmă cu câțiva ani, tot duminică a căzut ziua ei și eram tot aici, dar eram amândoi. Și atunci ne-am gândit împreună cât de veche trebuie să fie colaborarea noastră și întâlnirile noastre de s-a repetat acest eveniment deja a doua oară. Soția mea împlinește astăzi 28 de ani de când este în viața mea. Și având un copil mic în brațe, mie îmi pare extrem de tânără, chiar mai tânără, în jur de 25 de ani. Mai este un alt motiv special în această după-amiază și o să-l deconspir la sfârșit. S-ar putea ca titlul din această după-amiază să fi semănat confuzie și unii dintre dumneavoastră v-ați adus aminte, parcă despre asta a mai fost vorba, despre lăcomie.
Da, a fost vorba despre lăcomie, a fost vorba despre avariție, despre filargiuria, adică iubirea de bani, despre lăcomia de bunuri și eram în zona păcatelor mentale. Am opus atunci frugalitatea, generozitatea, încercarea de a trăi simplu. Acum suntem la lăcomia pântecelui. Lăcomia pântecelui care este mult mai agresivă și mult mai evidentă. Dacă pentru lăcomia cealaltă trebuie timp de concepție, timp să fantazezi asupra bunurilor pe care le-ai putea avea și să știți că sunt rechini financiari care se pot abține, fac fitness, umblă cu apa după ei, dar au acel tip de lăcomie, așa cum sunt oameni cu totul nelacomi la bunul altuia, dar nu se pot abține în fața unui frigider semideschis. Deci iar vorbim de două feluri de lăcomii. Lăcomia pântecelui se întâmplă sub ochii noștri și cu cât mănânci, ai mânca mai mult. Și, nu, pofta vine mâncând, ne crește apetitul. De luna trecută am depășit granița de dincoace de suprafața apei, ne-am ocupat de păcatele mentale, de mândrie, de invidie, de acel tip de lăcomie. De sesiunea trecută am intrat în zona păcatelor trupului. Ne-am uitat săptămâna trecută la desfrânare, la pofta care derivă din sexualitate. Nu-i spun pofta sexuală, pentru că sexualitatea este un lucru sfânt, binecuvântat de Domnul în grădina Edenului, la pofta aceea care derivă din sexualitate și am văzut, cuplând textul din Iacov cu textele din Proverbe, că este o metaforă superbă pe care o construiește Iacov. Și anume, pofta când îți dă târcoale, îți dă târcoale ca femeia străină din Proverbe, îți dă târcoale, te ademenește, concepi, plozi cu ea, plodul respectiv la rândul lui crește mare, concepe și nepotul tău îți devine propriul ucigaș. Este o înlănțuire a păcatului în cascadă care generează alte și alte și alte dezastre, catastrofe în viața personală, prin nestăpânirea poftei din zona aceea. Uitați-vă la viața lui David. Uitați-vă la viața, ce ironic, înțeleptului Solomon. Nu e așa că e o ironie, să te uiți la sfârșitul lui Solomon și să-i spui înțeleptul Solomon și să te uiți la zona care i-a distrus viața și mărturia. Când ești ispitit în zona aceea, aș vrea să repetăm un pic soluția. Uită-te la suferință și uită-te la cruce. După ce a rulat predica online, au venit doi prieteni la mine și unul dintre ei mi-a spus: știi, când eram student, m-am dus la un frate foarte bătrân care făcuse pușcărie și l-am întrebat: uite, eu sunt tânăr acum, cum să rezist la tipul acesta de ispitire? Și fratele, în vârstă, nepărăsit de toate tentațiile încă, a spus: știi ce? Întotdeauna când te ispitești o persoană în zona respectivă, pune crucea lui Hristos înaintea ochilor tăi și gândește că a murit pentru tine Domnul și să chinuie pentru tine și a murit pentru ea. Dacă ai fi la calvar și dincolo de cruce ar fi persoana care te tentează, ar fi persoana care trece pe lângă tine prin mol și între tine și ea e crucea și Hristos chinuindu-se pe cruce și privindu-vă pe amândoi, să știi că a plătit prețul pentru tine chiar și pentru păcatul acela. A plătit prețul pentru ea și acela este un suflet salvabil, un suflet care strigă după mântuire. Este o imagine foarte puternică. Dar s-ar putea ca pentru unii să nu fie de ajuns. A venit un alt prieten apoi și mi-a adus aminte de o colegă comună. A venit online, că acum așa ne vizităm, prin Messenger. Și mi-a intrat în sufragerie cu o imagine tulburătoare. Mi-a adus aminte de o colegă de liceu. Nu era din clasele noastre, era din clasă paralelă. Era acel tip de Miss Liceu. Fata pe care o curtează toți băieții, fata care generează, are declanșatorul de nebunii a tuturor adolescenților. Știți, băieții au un comportament ciudat în prezența fetelor frumoase și fata aceea reușea această performanță cu băieții din clasele paralele. Mi-a povestit ce s-a întâmplat după câțiva ani. La 36 de ani a fost diagnosticată cu cancer, prea târziu. Cancerul a distrus-o cam în 4 luni și a vizitat-o pe patul spitalului cu o săptămână înaintea morții. Când a văzut devastarea pe care a produs-o boala și a zis: aceasta este frumusețea pe care am dorit-o în anii aceia. Asta rămâne durere,
chin, tristețe și un suflet care se chinuie și așteaptă mântuirea. În biserica în care am crescut, în Iași, era un obicei foarte, foarte bun, care pe noi ne-a izbăvit de multe ispite în vremea aceea. Fratele Marcu Nichifor ne-a învățat acest obicei și anume, după finalizarea serviciului de dimineață de la biserică, toți tinerii s-adunau cu chitările, cu muzicuțele și amânam un pic masa și mergeam în spitale, la cei parhon în Copou și la alte spitale din Iași, spitale mari, oraș universitar. După ce ne întâlneam cu suferința, tineri fiind, nu mai aveam chef de masă, dar nu din cauza mirosului de spital, ci din cauza întâlnirii cu suferința. Mergeam în parc, apoi continuam să cântăm și până seara nu îi mai aduceam aminte de masă. Nu pentru că intervenea uitarea și anestezia stomacului, ci pentru că un eveniment spiritual amâna pofta aceea, hipoglicemia aceea care te face să spui nu mai pot, trebuie să pun odată supa caldă. Despre aceasta vom încerca să discutăm în această după-amiază. Aș vrea să reiau câteva lucruri despre cealaltă lăcomie, ca să înțelegem puțin mecanismele acestei lăcomii. Lăcomia de hrană, lăcomia de mâncare. Mai întâi vă aduc aminte un citat din Ioan Scăraru, scara 16:18. După cum nu vor lipsi valurile din mare, nici mânia și întristarea nu lipsesc iubitorului de arginți și lacomului de averi. Lăcomia de arginți, cum am văzut, este soră bună cu mândria și este în zona închinării de idol și a lipsei de credincioșie. Chiar dacă avariția și lăcomia, citez, chiar dacă avariția și lăcomia de averi nu ajung să-L înlăture cu totul pe Dumnezeu din suflet, ele vădesc lipsa de credință și de nădejde în El. Pe de o parte, prin purtarea sa, omul arată că nădăjduiește mai mult în arginți decât în Dumnezeu și se străduiește să dobândească averi bazându-se numai pe el însuși, în realitate. Dumnezeu fiind cel care are grijă de toți, cei care se roagă o credință, pe de o altă parte, omul pretinde că se îngrijește și se asigură oarecum stăpânindu-și viitorul, un viitor care de fapt nici măcar nu-i aparține și își face planuri deșarte, în loc să se lase cu totul și cu totul în voia lui Dumnezeu. Prin arghirofilie și pleonexie, adică lăcomia de bani și lăcomia de mai mult, de îndestulare, omul ajunge propriul său dușman. Nu același lucru se întâmplă când spunem Tatăl nostru și avem grijă să ne facem provizii, că poate nu o să ne ajungă. Spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de fiecare zi. Ieronim traduce pâinea noastră cea cotidiană, cea de fiecare zi. Dă-ne o nouă zi de zi, astăzi. Lăcomia aceasta poate purta tot felul de măști. Așa cum lăcomia de arginți poate purta masca de purtare de grijă, de economisire, care de fapt înseamnă într-o altă, cu o altă față zgârcenie, poate fi pioasă, poate fi cuvioasă, poate fi decentă. Gândiți-vă la Iuda. De ce să risipim fondurile când am putea să avem grijă de săraci? Așa și lăcomia de mâncare capătă tot felul de forme. Trebuie să ne îngrijim, trebuie să fim sănătoși, să mâncăm sănătos, trebuie să ne purtăm de grijă. Nu cumva să devenim anorexici, Doamne ferește. Uitați-vă la manichinele din ziua de astăzi, săracile, cum își distrug trupul. Deci noi trebuie să avem grijă, gușa de bunăstare definind de fapt un semn al sănătății. Nu, spun românii și no offense pentru oricine are o oarecare formă de obezitate, eu am fost în acea categorie, așa că mi-am vorbit și mie. Gras și frumos. Aceasta este ceea ce spunem noi de obicei. Aș vrea să ne gândim din nou la modul în care încercăm să ne izbăvim de acel tip de lăcomie și o să reiau câteva dintre soluțiile de acolo pentru a merge spre soluțiile din această seară. Atunci am găsit soluții în generozitate, în frugalitate, trăirea frugală, trăirea de pe zi pe alta, în simplificarea vieții, în mulțumire, cultivarea mulțumirii, conștientizarea mulțumirii și frustrarea autoimpusă. Eusebeia sau Eulabeia, sinonime fiind, în limba greacă înseamnă buna temere, buna frică de Dumnezeu, trăirea, practicarea prezenței lui Dumnezeu. Care erau atunci soluțiile?
erau 7 soluții pe care aș vrea să vi le readuc aminte. Cultivă prezența permanentă a lui Dumnezeu. Eu uneori mă joc când conduc, imaginându-mă șoferul de serviciu al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu stă pe locul mortului, el fiind cel veșnic viu, mă imaginez conducându-l și dacă aș avea grijă, dacă aș conduce, dacă aș fi șoferul papei, spre exemplu, sau oricărei alte autorități pământești sau lumești, cu atât mai mult când Dumnezeu este în dreapta mea. Dar nu e așa? Dar nu ne însoțește El oricând? Voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și noi știm că nu numai este lângă noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. De aceea tot timpul trebuie să cultive această prezență a lui Dumnezeu. Unele pofte îți vor fi tăiate când stai la masă cu Dumnezeu. Stai la masă cu Dumnezeu, spui rugăciunea și dintr-o dată îl expediezi. Doamne, nu ai tu treabă în altă parte, în cerurile tale sau la biserică sau sunt orfani. Sau... Doamne, te rog frumos să ai grijă, cum ne rugăm la masă. Doamne, te rog frumos să ai grijă de cei care n-au de mâncat. Că noi avem grijă acum să facem un ospăț, un kiolhan, un bairam, o chestie de asta până mâncăm. Noi nu bem până cădem sub masă, pocăiții, dar putem mânca până când nu ne mai putem ridica de pe scaun. Doamne, te expediem, du-te tu să ai grijă, fă asistență socială în timpul ăsta. N-am vrea să ne vezi cum băgăm în noi, cum ne îndesăm, dacă deschidem gura să vede ultima bucătură. Că poate nu ne ajunge. Cultivă prezența lui Dumnezeu. 2. Stai mai mult în natură și contemplă suveranitatea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de animale, față de plante. Gândiți-vă cum l-a mutat Dumnezeu de pe muntele acela de gunoi pe Iov și l-a plimbat prin păduri și pe dealuri, pe la cerboaicele care nasc și arăta purtarea de grijă. 3. Recunoașteți limitările. N-ai adus nimic în lume? Nu e nimic din ea? Cultivă-ți mulțumirea pentru ce ai și limitează-ți proprietățile. Întotdeauna mă gândesc, fiind în drumuri atât de lungi, dacă mor astăzi, ce să alege de ce am adunat? Mai bine să risipesc fiind în viață decât să las o povară familiei mele să nu știe ce să facă cu colecția mea nesfârșită de instrumente muzicale, cu colecția mea nesfârșită de biciclete, cu colecția mea nesfârșită de alte și alte lucruri, cu... Să gândeam, am întâlnit cu un frate foarte simpatic într-o localitate din Clisura Dunării și fiind la vârsta pensionării târzii deja, se gândea, frate, eu mă gândesc acum ce să fac colecția mea de cactuși. Avea și are o colecție realmente de nivel internațional, dar vedeți ce griji ne dau posesiunile. Recunoașteți limitările, viața este limitată. Contemplă suferința. Data trecută am făcut un exercițiu prin contemplarea martirului celor 21 care au plecat la Domnul, cum probabil unii dintre voi și unii dintre noi vom fi sortiți martirului. Uneori din plictis îmi iau câte o foaie, că n-am ce face, trebuie să aștepți undeva, trebuie să aștepți cum am așteptat la cozi zilele astea, așteptând la cozi să ne plătim impozitul, numai în România se poate așa ceva, să aștepți la coadă, cu nerăbdare să dai banii la stat și să stai la... Și dacă tot e vorba de plătit impozite, să facem liste cu ce avem. Știți cum trece timpul? Când începi să enumeri și când vezi că... Știți ce mai interesant? Pune numere. Să vezi cum se mărește lista. Este un foarte bun exercițiu de memorie, este un foarte bun exercițiu de luptă împotriva Alzheimerului. Să-ți aduci aminte ce ai și să faci liste. Practică introspecția. Gândește-te la lăuntru. Cât de multe lucruri se strică în tine în momentul când te uiți doar în exterior. 5. Dăruiește lucruri la care ții mult. Dăruiește lucruri de care te-ai legat, sentimental, chiar dacă sunt amintiri de familie. Dacă găsești pe cineva care va prețui lucrul respectiv, dăruiește, te va feri de idolatrie. Dă zeciuială, plătește-ți taxele, plătește-ți impozitele, să nu cumva să spui statui hoț. S-ar putea să fie, dar nu e problema ta. Dacă Domnul a spus, dați cezarului, ce al cezarului și lui Dumnezeu, ce al lui Dumnezeu și noi suntem datori cu același lucru. Te izbăvește de chestia asta. Lasă, Domnule, că știu eu să fac mai bine. Lasă că știu eu să utilizez mai bine aceste fonduri. Nu este un act de smerenie acesta. 6. Nu te împrumuta decât în situații extrem de complicate și când îți este pus în pericol sănătatea pe termen scurt sau viața, Doamne ferește. Și 7. Fă distinția corectă între dărnicie și zeciuială. Zeciuială este una și dărnicie este cu totul altceva. Finalmente iubește și stai lângă crucea lui Hristos. Aș vrea să recapitulez cele 7 păcate și virtuți pe care le-am opus.
îndreptându-ne spre zona la vedere, am început cu mândria și smerenia, invidia și bunătatea față de celălalt, iubirea de bani versus frugalitatea, desfrânarea și castitatea. Acum suntem la lăcomia pântecelui, înfrânarea și postul, și mai avem încă două întâlniri, trândăvia sau lenea versus hărnicie și în sfârșit un viciu dumnezeiesc. Până acum nu ne putem imagina pe Dumnezeu mândru. De ce să fie mândru? Ce motive ar avea? El este supremul. Vi-l imaginați pe Dumnezeu invidios? Nu, Lucifer este invidios. Iubitor de bani nici atât. Este cu totul cast. Dumnezeu lacom. Dumnezeu trândav. Nici de cum. Dar Dumnezeu mânios? Despre Iisus Hristos ne se spune într-o instanță că s-a mâniat. Și sunt două feluri de mânie. Această mânie este un fel de suport de menora și o să vedem în ultima întâlnire, adunându-le pe toate celelalte șase, în jurul celei de-a șaptea, cât de ușor putem călca într-o parte sau alta, păcătuind. Lăcomia pântecelui și nostalgia viitorului. Nostalgia viitorului este un oximoron, pentru că nostalgia înseamnă întoarcerea cu durere spre trecut. De aici vine algocalmin, da? Algia înseamnă durere. Nostos înseamnă întoarcere. Nostalgia viitorului. Era o carte care conținea un oximoron la un moment dat, a fost publicată prin editura Științifică și Enciclopedică, cum se chema pe vremea lui Ceaușescu, Amintiri despre viitor. Lăcomia pântecelui pentru noi este un fel de amintire despre viitor, pentru că toate celelalte vicii se fundamentează undeva în rai, undeva în Eden. Avem ceva din faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și vrem să fim ca Dumnezeu, de aceea suntem cumva mândri și se pervertește. Mândria este o dorință de a fi dumnezeiesc, dar pervertită. Suntem invidioși și lacom pentru că dorim să cultivăm lui. Adam a fost dat mandatul de a înmulți, de a cultiva, de a se extinde, de a construi. Dar lăcomia pântecelui de unde vine? Lăcomia pântecelui este în relație cu viitorul pentru că ne așteaptă un ospăț. Escatologia noastră creștină are de face cu un ospăț. Escatologia musulmană știți cum arată, dar escatologia creștină are ceva cu un ospăț. Este luna nunta mielului. Este plină de bucuria aceea simpozionistică. Simpozion, în limba greacă, înseamnă a bea împreună. Să bei împreună cu Dumnezeu. Psalmul 23. El îmi umple paharul și paharul meu este plin de dă peste el. Noi invocăm Apocalipsa 3:20 în întâlnirile noastre evanghelistice și așa sună textul acesta. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi ospăta cu el, voi cina cu el și șocantă este reciprocitatea. Și el cu mine. Celui ce va birui, vă da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum îi zice și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Fascinant acest text. Numai că noi îl scoatem din context și îl pervertim hermeneutic, făcându-l pe Hristos un fel de milog. Știți imaginea pe care o mai purtăm și noi prin Bibliile noastre? Stă așa cu capul un pic plecat, blândoc, bate la ușă, ascultă, doar îmi deschide sau nu îmi deschide sau nu îmi deschide, îmi deschide sau nu îmi deschide. Merge mai departe cu colinda. Nu, dragii mei, este suveranul care vine în vizită. Este stăpânul care deschide cu piciorul ușa dacă trebuie. Și vine și deschizând și intrând cu forța, îți răstoarnă masa, o aranjează la loc, smulge fața ta de masă, o așează pe a lui și spune pe cheltuia la mea. Ia scoate uscătorile de aici. Ia scoate toate resturile de pe masă. Ia, ce mi-ai pus tu, ce-mi poți oferi tu, jertfele tale, crezi că asta mă impresionează? Fumul tău de viteș, grăsimile tale? Hai să luăm masa. De asta este, voi cina cu el, eu pun masa. Și el cu mine că este invitat și îl iau pe după umăr, ca pe un prieten, și îi fac loc pe tron și îl așez lângă mine. Și Apocalipsa, capitolul 7, merge chiar mai departe. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ce bucurie poate fi mai mare în cer decât să te ia Dumnezeu în brațe și să te alinte să șteargă lacrimă după lacrimă? Și credeți că o să aibă timp? Sigur o să aibă timp, că are o veșnicie întreagă la dispoziție. Intri în audiență la împăratul împăraților și dacă ar fi să facem toți coadă, toți cât suntem aici la președintele României sau la primul ministru, s-ar putea să ne ia destul de mult ca să stăm
câte 5 minute fiecare să ne spunem păsul sau păsurile. Dar cu împăratul împăraților să iei masa personal, să te invite la masă, pe cheltuiala lui, aceasta este fascinant. Aceasta este imaginea care cumva ne călăuzește, dar nu-i numai atât. Este că dorim raiul într-un fel și într-un mod greșit. Cred că ați auzit fiecare de comfort food. Unul dintre semnele depresiei este că te apuci să mănânci fără limite. De ce? Pentru că mâncatul te face să te simți bine. Este un fel de mângâiere, este un fel de anesteziere lăuntrică. De ce? Încerci cumva să tragi raiul mai aproape, să te ospătezi. Alcoolicii, cum credeți că încep? Merg la băut de unul singur. Credeți că alcoolicul a ajuns să-și ascundă sticla după dulap și trage dulapul, își ia sticla și bea pe furiș și o pune acolo, așa a ajuns? Nu! Prima dată a mers la băut cu băieții. L-a băut cu băieții pentru că aia este parte din raiul pe care îl trage și este coinonia, este comuniunea. Suntem morți după relație, suntem nestăviliți după a sta la masă cu alții. Este programul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și care s-a defectat, s-a stricat, s-a virusat. Vrem să stăm la masă și de asta ne simțim bine stând la masă cu prietenii, ne simțim bine când plătim noi masa, ne simțim bine când suntem invitați la masă. Ia încercați să dați o masă gratis. Și facem evanghelizări, dăm pizza la tot cartierul. Păi, bai aglomerație, umpli tot stadionul. Este o metodă sigură de a umple stadionul. Ne place să fim convivi, să stăm la masă, să fim la simpozion. Această saturare, satisfacție, nu este deplină și nu va fi deplină decât atunci și acolo. De unde vin aceste mecanisme ale lăcomiei? Ospățul, călătoria și vânătoarea. Vedeți, basmele noastre, și e foarte interesant, când studiez basmele unui popor, îi analizez mentalul colectiv. Este un fel de radiografie. Vezi viscerele mentalului nostru colectiv și vezi osatura ideologică a unui neam. Dacă vă uitați la basmele din spațiul balcanic, dar în special la basmele românești, sunt dotate cu un ospăț, de obicei la sfârșit. Și-au trăit fericiți și-or mai fi trăit și astăzi, și-au mâncat, și-au băut, și-au sărbătorit și probabil și acum m-am la masă. Ideea de fericire și de bine suprem este cumva înconjurat de acest ospăț. Personajul principal când ajunge la Sfânta Vineri sau la Sfânta Miercuri, de obicei le găsește punând masa, plăcinte, să odihnesc o vreme și după care pleacă din nou mai departe și mai departe. Lăcomia alimentară este o metodă coruptă și proastă de a lupta împotriva morții și a extinției. Ne așezăm la masă fără cuțit în gât pentru că ne temem că vom pieri pe drum. Noi suntem programați ca să călătorim, să mergem, să alergăm dintr-un loc în altul, să căutăm hrana. Când am ajuns, hrană. Ne punem și intrăm pe următorul program. O să discutăm despre programele acestea, intrăm pe programul depozitare. De aceea, în piramida lui Maslow, dacă știți, acum s-a modificat, apropo, deci la bază este battery, Wi-Fi și după aia vin nevoile fiziologice și așa mai departe, nevoia de siguranță și toate celelalte. Dacă ai baterie, destul la telefon și dacă ai conexie la internet, primele două nevoi fundamentale sunt satisfăcute. Dar piramida tradițională, știți, este nevoia fiziologică, nevoia de siguranță, nevoile fiziologice sunt sete, mâncare și așa mai departe, supraviețuirea, apartenența la o comunitate, recunoaștere din partea celorlalți și recunoașterea de sine sau autorealizarea. Observați că masa merge în mai multe din aceste niveluri. La nivelul fiziologic, ești disperat că nu vei supraviețui până mâine și de asta trebuie să mănânci. Nevoia de asigurare, de siguranță, băi, nu rata micul dejun. Cine știe când mai e? Mănânc acum cât e pe masă, că după aia dacă nu-i sigur unde te duci, cine știe cine mai întâlnești. Stăm la masă cu persoane, ne place să stăm la masă cu alte persoane. De ce? Pentru că în momentul când stăm la masă cu persoane, simțim că le aparținem dacă plătesc ei masa sau ne aparțin dacă plătim noi masa. Dacă plătim și lăsăm ciubuc mai mare, așteptăm privirea chelnerului. Să rumânușițele, ce bine, da, mulțumim, mulțumim. Recunoaștere publică, dom'le, sunt șef, like a boss.
Și în momentul când te-ai ridicat de la masă, ai grijă să te vadă toată lumea, că ai ieșit dintr-un restaurant bun. De ce? Pentru că asta face parte din recunoașterea socială. Și în sfârșit, când ajungi acasă, ești mulțumit. Te-ai realizat. Dacă ai putut să iei masa în oraș, ești un om care nu și-a făcut banii degeaba. Adică putem risipi. Dacă putem risipi la restaurant, înseamnă că suntem destul de bogați ca să-i considerăm pe alții săraci. Glumim. Dar programul acesta între călătorie și masă a fost și programul Domnului Iisus. Ucenicia peripatetică pe care a făcut-o Domnul Iisus este călătorim masă. Călătorim masă. N-avem masă, ucenici? Facem masă. Ia aduceți, cât bani aveți? Păi n-avem destul. Nu-i nimic, înmulțim pâini. Și după ce s-au săturat, le-a ținut discurs. După aceea, spune, au plecat mai departe. Nu vi se pare interesant această alternanță, călătorie, ospăț, drum, han, odihnă, plecare? 40 de ani Dumnezeu a vrut să învețe pe poporul Israel acest program. Sculați-vă și plecați mai departe, nu cumva să vă înrădăcinați locului. Mergeți și de mană am eu grijă. Ce au făcut ei? Mană. Să depozităm. Intrăm în programul de depozitare. Ce s-a întâmplat cu mana? S-a împuțit și a făcut viermi. Pentru că Domnul a vrut să-i învețe lecția credinței. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă, cotidian, în mod cotidian, astăzi. Sunteți dependenți de mine, nu înțelegeți, 40 de ani până la schimbarea câtorva rânduri de generații au trebuit să înțeleagă că mișcați-vă, călătoriți, umblați și eu plătesc masa. Din nou ridicați-vă și eu plătesc masa. De aceea și astăzi evreii sunt siliți pentru o săptămână să se mute în corturi, să se deconecteze de siguranța de zi cu zi și o săptămână din an trebuie să petreacă sărbătoarea corturilor în care stau de vorbă cu copiii și spun am fost un arameu pribeag și am fost purtat de Dumnezeu din loc în loc. Suntem așadar, dragii mei, programați de Dumnezeu pentru alergare depozitare, război și pace, foamete belșug, vânătoare epuizantă și ospăț cu friptane. În fiecare dintre noi este instinctul de vânător, amorțit. În fiecare dintre noi este instinctul de călător, amorțit. Spuneți-mi care dintre dumneavoastră, și aici îi întreb în special pe bărbați, sunt și femei care au acest fior. Când treceți pe lângă o rulotă, nu simțiți un fior dulce? Și parcă te duci și deschizi. Miroase a mucegai de obicei. Zice, domnule, parcă mi-ar place un pic să stau în rulotă, măcar o săptămână, să mergem cu cortul. Majoritatea dintre noi aveți corturi pe care le-ați cumpărat, dar nu le-ați deschis niciodată. Noi le-am deschis de câteva ori pentru copii, l-am montat în casă. Pentru copii și ei au acest instinct de călători și a trebuit să le punem cortul în casă ca să doarmă în cort. Au dormit în sufragerie, le-am pus perne, le-am încălzit, dar să doarmă neapărat în cort. Problema pe care o avem acum este că alergarea, războiul și vânătoarea au dispărut, iar hrana este disponibilă permanent. Frigiderul este unul dintre cei mai mari dușmani ai credinței noastre. Ne uităm, îl contemplăm frigider. Bun, ia, sunt asigurat. Am și mâine. Și rugăciunea din Tatăl nostru devine desuietă în momentul când îl, cu mâna pe frigider, rugăm pe Dumnezeu pâinea noastră, cea de toate zilele, pentru ce? Cât de desubt are congelator, asta e pentru 6 luni. Și să-L rog pe Dumnezeu pâinea noastră, cea de toate zilele. De aceea ritmurile noastre de viață sunt cu totul modificate și luptăm împotriva codului genetic, nu păcătos, ci acela pe care ne-a dat Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă dezamăgesc. În rai, raiul Dumnezeu, acela escatologic, vom munci. Munca nu-i urmarea păcatului. Chinul muncii e urmarea păcatului. Nașterea n-a fost urmarea păcatului. Chinul nașterea a fost urmarea păcatului. Vom avea treabă. Va fi multă agitație acolo. Vei consuma calorii cerești din trupul de slavă. Așa că obișnuiți-vă cu ritmul agitat al vieții raiului. Cine își imaginează că vom sta ca niște femei lăuze într-o odihnă de asta anesteziată total, căscând ochii și făcând așa din degete ca rai. Rai, o dulce plictiseală în care conviețuim pe verzile pășuni ale raiului, la loc de verdeață cum se cântă. Un prieten îmi scria zilele trecute, eu aș zice că lăcomia este un instinct de autoconservare exacerbat.
Ospățul ceresc nu cred că va fi o masă copioasă cum și-o imaginează unii. Eu cred că avem multă mâncare și acumulăm multă mâncare pentru că vrem să ne prelungim și să ne conservăm corpul. Ne iubim foarte mult pe noi înșine corpul. Avem nostalgia aceea nemuririi, dar deformată. Și nu e nostalgie după ospățul escatologic. Avem o nostalgie a pietrificării, a nemuririi în trupul de acum. Cât mai multă energie stocată, asta ar fi definiția lăcomiei. Cât mai multă energie stocată, cu atât mai sigur. Problema este că noi nu suntem dotați cu structuri de cumulare, asimilare și depozitare. Eu cred că oamenii încă mai au în gene instinctul atavic al frigii de a muri de foame. Demonul foamei încă nu a apărut nici în civilizația occidentală, de aici tendința de a stoca atunci când ai. Toată Biblia este plină de spectru foamei, lupta pentru resurse, în primul rând pentru mai multă mâncare, asta este istoria, nu? Asta este istoria războaielor, istoriile militare, dacă cei care sunt specialiști în istoria militară pot rezuma istoria militară la lupta pentru resurse de supraviețuire, spațiu de supraviețuire, adică mâncare. M-am gândit azi, spune el, să fiu sincer, nu e imposibil să mă gândesc despre lăcomie doar în termeni particulare ai lăcomiei de mâncare. Ai citit parfumul lui Iisus Chind? Tipul ăla e lacom de mirosuri, se îmbuiba continuu cu mirosuri. Ar trebui să devenim lăcomia altfel. Este o supradimensionare a oricărei nevoi normale și chiar necesare în doze ponderate. Gurmandul își supradimensionează nevoia de hrană, bețivul pe cea de lichide, curvarul sexualitatea, avarul nevoia de bani. Te-ai gândit vreodată că supradimensionarea în univers creează instabilitate? Spre exemplu, spune el, care este om de știință, planetele prea mari au traiectorii ciudate, imposibil pentru a asigura viața. Stelele gigante trăiesc mai puțin. Există o cale de mijloc a normalității. Apropo, această aurea mediocritas. Noi spunem mediocritate ca un cuvânt rău. Anticii nu credeau despre mediocritate că e un cuvânt rău. Aurea mediocritas este de la Horațiu. Horațiu preia de la Aristotel și este o virtute să păstrezi calea de mijloc, adică să te ferești de extreme, nici prea prea, nici foarte foarte. Există o cale de mijloc a normalității în întregul univers. Chiar și noi oameni suntem astfel creați. Că orice sistem care acumulează prea multă masă, prea multă energie, devine instabil, așa cum și corpul nostru supraponderal devine instabil gravitațional. Intră ce intră și iese ce trebuie să fie într-un raport echilibrat. Cam asta este metabolismul. Întrebarea este cum ajungi să înțelegi de cât este nevoie să intre în tine? Cum ajungi la dreapta socotință patristică a părinților? Cum să învăț să mănânc cât e nevoie, de vreme ce lumea în care creștem ne învață în fulecă tot ce se poate când ai aceste resurse? O altă nevoie a lăcomiei ar fi cât mai mult și cât mai repede. Una este să mănânci un sac de cartofi într-o lună și asta este să mănânci un sac de cartofi într-o zi, în câteva ore. Această consecință a lăcomiei este că ne pierdem dimensiunile și ne prăbușim, colapsăm, ca o remorcă supraîncărcată. Mă gândesc la o soluție inginerească, spune el. Scap de lăcomie urmând indicațiile proiectantului. Dimensiunile stomacului ne spun deja cât să mâncăm și cât să bem. Corpul ne dă semnale clare. Vânătoare, călătorie și război. Am o teorie bazată pe teorii științifice. Nu vreau să vorbesc în termeni medicali, că sunt medici în sală și nu vreau să spun prostii. Dar o să vă explic ce am înțeles eu, deci pe înțelesul unui filolog, cum funcționează aceste teorii care, și foarte bun slip, teorii pentru că te terorizează aceste teorii. Puteți găsi mai multe informații pe nutritionfacts.org. Acolo cel care creează acest site de obicei folosește articole ISI sau articole peer-reviewed, deci care sunt de obicei trecute prin toate filtrele științifice și sunt bine argumentate științific pentru cei care doresc informație științifică mai multă. Pot da mai multe detalii pe blog și o să pun câteva articole de genul acesta. Eu ce am înțeles? Corpul nostru funcționează în trei moduri. Când nu mai mănânci și când te înfometezi, intenționat, pentru o zi, două, trei, corpul nostru, sau mai bine zis ficatul nostru care preia informația, pricepe unul dintre două lucruri, primele două lucruri. Unu, ești rănit, ești într-un șanț, ești într-o pădure, trebuie să te refaci. Deocamdată n-ai nevoie de sistemul locomotor, așa că începe să consume din mușchii tăi.
din masa uscată, prezervându-ți grăsimea, pentru că din grăsime se va hrăni mai târziu. Ăla este un depozit foarte greu accesabil. L-am depozitat în vintre, printre vintre, pe lângă inimă, prin artere, peste tot, și ăla este greu accesibil și lasă, ultimul trebuie să moară creierul. Până atunci, dacă are cine să-ți dea apă și dacă plouă între timp și să scurge cumva pe o frunză și te poți hidrata, te conservăm. Al doilea mod este în momentul când ești înfometat, ești sănătos, dar ești în modul de vânătoare. Atunci corpul zice, am înțeles, te miști, da? Bun, nu-ți consumi sistemul circulator, îți consumi grăsime, ca să o depui, când intri în al treilea mod. Așa că tu alergi și alergi și alergi înfometat. Nu aveți idee cât se poate alerga și se poate supraviețui înfometat. Și foarte interesant, când stai anesteziat, că am făcut și eu prostii, stai în post, zici, domnule, dacă sunt în post, trebuie să mă conserv, nu cumva să mă sparg. Deci trebuie să stau, să am grijă de mine, mă așez ușor, nu trebuie să consum energie dacă clipitul afectează. Și atunci stai, sunt în post. Și îți plângi de mine, sunt în post. În momentul ăla începi să consumi ce-i mai rău și ce înlocuiești cel mai greu, începi să consumi mușchi. Și corpul păstrează grăsimea. După aceea, zice, domnule, uite, am mâncat, am băut un ceai, 3 kg în plus, efectul yo-yo. Pentru că corpul zice, a, te-ai vindecat, intrăm în al treilea mod, acum refacem depozitele. Când ești în modul de alergare, consumi din masa umedă, consumi, trebuie să te hidratezi corect, consumi, mănânci apa, da? Mănânci apă, pentru că uneori noi confundăm foamea cu setea. Și dacă ți-ai identificat bine cele două nevoi, sete când ți-e sete, nu-ți mai este foame când ți-e sete. Că ți-e foame, dar de fapt nu ți-e foame, ți-e sete. Și bei în disperare. Alergi. Foarte interesant. Alergi și nu ți-e foame. De ce? Pentru că corpul spune, ești în modul vânătoare. Vânează și lăsăm depozitarea mai încolo. Al treilea mod este modul de depozitare. Ne-am însănătoșit, am găsit hrană, ne așezăm la masă și acum intră și imediat schimbă modul. Modul de depozitare. Trebuie să depunem ca să recuperăm tot ce ai pierdut. Fie în primul mod, când ai fost rănit și ai zăcut, fie în modul în care ai fost în vânătoare. Dragii mei, uitați-vă la Ilie. A mers în timp ce era înfometat. Domnul Iisus s-a dus în pustie, unde n-avea loc de zăcut. Și pentru că în pustie era frig, trebuia să se miște. Și 40 de zile ne spune Scriptura și 40 de nopți. Cei care au fost în pustie pricep foarte bine acest lucru. Ce se întâmplă cu pustia în momentul când se face noapte? 40 de zile și 40 de nopți și la urmă a ajuns la foamea reală, la adevărata foame pe care o simți, uite aici, în gâtlej, sub corzile vocale, undeva în laringe, nu o simți în stomac. Este un sentiment de neconfundat, foamea autentică, în momentul când corpul este epuizat absolut de toate resursele. Ideea este ca în Exod. Trebuie să vânezi continuu, trebuie să călătorești continuu și ești în continuu război. Problema bărbaților din ziua de astăzi, când ne-am efeminat și ne-am stricat bărbăția, este că nu mai avem aceste modalități, nici măcar virtual, să fii în continuu vânătoare, în continuu călătorie și în război continuu. Dar, dragii mei, nu asta este viața spirituală? Nu este viața alertă? Apostolul Pavel folosește termeni militari. Spune, mă port aspru cu trupul meu. Nu mă relaxez și nu mă odihnesc, tot timpul sunt în veghere. Nu avem noi cântarea, privegheați, adică faceți de gardă, planton, privegheați și vă rugați într-una. Noi vorbim despre bătălie spirituală, dar suntem ca într-un lung concediu, creștinește vorbind. Bisericile sunt într-o pace continuă și parcă am vrea să ne împăcăm tot mai mult cu lumea din afară. Dragii mei, noi nu putem să vorbim despre război spiritual și să ne mirăm de ce există victime, de ce există răniți, de ce există căzuți, de ce există sânge pe pereți în momentul când suntem în bătălie spirituală. Dacă am pricepe bătălia spirituală, atunci am luat mult, mult mai în serios postul care ne pune în această stare de alertă continuă, de război continuu, de veghere continuă, de călătorie continuă.
Eu am făcut în trecut un astfel de experiment, m-am pus în modul acesta de călătorie și vânătoare 21 de zile și am pierdut vreo 16 kg și după aia am făcut prostia, e ca și cu bocăința. Deci gata, mi-am atins obiectivul și de acum mă relaxez. Adică trec la modul vechi de viață. Ciorbă de burtă și mititei. Nu există prostie mai mare. Așa cum în viața de credință, în momentul zici, ne-am relaxat, suntem mântuiți, da? Trecem la vechiul stil de viață. Dragii mei, aceasta nu este o conferință despre viață sănătoasă, nu cumva să confundăm lucrurile. Este o conferință despre viața sănătoasă spirituală. Este o conferință despre viața spirituală în Domnul Iisus Hristos, care s-a purtat El însuși în post cu sine. Dacă am înțeles aceste lucruri, asta este baza fiziologică și nu o să continui, frații și surorile noastre care sunt de profesie medici vă pot lămuri mai bine. Să trecem la partea spirituală. Postul, o perspectivă contractuală sau o perspectivă relațională. Mai întâi trebuie să pricepem câteva preliminare. Postul este pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Postul ne pune la probă relația cu realitatea, cu împrejurimile, creația, cu tine însuți, cu imaginea ta de sine, cu trupul tău. Postul nu are nicio natură contractuală, ci doar ne dezleagă și ne eliberează de lucrurile care sunt împotriva libertății noastre, a adevăratului potențial pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Ne eliberează postul de piedicile care ne stau împotriva chemării lui supreme. Este ca și cum ai fi legat de un par și cum făceau în povestea mama, că erau familii în zona în care a crescut, iau părinții educați și își legau copiii de un par, ca pe vite. Îl punea în curte și ca să nu cumva să piardă copilul, îl lega de picioruș, așa mai relaxat, și copilul făcea câțiva pași și rămânea cam în zona respectivă, el și câinele. Dacă părintele se îndrepta spre copil, copilul bineînțeles reacționa și în momentul când alerga spre părinte se împiedica fiind legat de sfoară. Postul este foarfeca care taie acea sfoară care ne limitează libertatea. N-am avut nici dorința, nici intenția de a posti cu adevărat până n-am avut de dat bătălii spirituale majore. Și cel mai mare chef de post mi-a venit în momentul când am avut o problemă cu cineva foarte, foarte iubit. Și am început să mă rog pentru el. Am descoperit de asemenea în Scriptură că este un soi de dragi care nu iese decât prin post și rugăciune. N-am crezut în post până nu l-am experimentat. Și când l-am experimentat, am văzut următorul lucru. Nu mi s-a întâmplat până acum să ies din post fără răspuns. Am ieșit cu răspunsuri care nu mi-au convenit, dar e adevărat. Am ieșit cu răspunsul Domnului, nu. Dar n-am ieșit niciodată fără răspuns. Și m-am învățat prost. M-am învățat, când am o problemă, tragem un post. Când am o problemă de călăuzire, tragem un post. Când avem o problemă de rezolvat, tragem un post. Noi judecăm în termeni de cauză și efecte. Care era teologia prietenilor lui Iov? Cauză, efect, Iov. Deci noi știm că tu ai o problemă. Deci trebuie să ai o problemă. Nu știi tu cauza, dar noi o știm. Ești călos și de asta ai rău. Dacă ai fi băiat bun, ai avea binecuvântare. Ori postul, așa cum îl descrie Dumnezeu în termenii lui, tocmai asta neagă. Trebuie să faci post degeaba. Din dragoste pentru Dumnezeu. Postul, de fapt, este o declarație de dragoste pentru Dumnezeu. În momentul când te-ai oprit de mâncat, te refocalizezi pe Dumnezeu. Nu postești ca să... Postești pentru că există Dumnezeu. Nu postești pentru că Dumnezeu e bun și știi că tu o să-L manipulezi și știi tu că o să-i torsionezi voința și, Doamne, nu te uiți tu cum îmi plec capul ca un pipirig? Uite la creația ta. Nu e așa că sunt superb făcut? Creat din pântecele maicii, cum spune Psalmul 139. Nu ți-e milă ție să mă lași înfometat, Doamne Dumnezeule? Răspunde. Asta încercăm noi prin post. Ne gudurăm pe lângă Dumnezeu crezând că îl manipulăm sentimental. Ori postul este declarația nu că Dumnezeu este bun,
și va reacționa, este drept și va face dreptate, este drept și va să va răzbuna pe vrăjmașii mei, ci că Dumnezeu există. Postul este o afirmație că există o altă realitate dincolo de cea pe care o ai pe masă, că există o altă foame dincolo de cea de mâncare, că există o foame după Dumnezeu. Postul, pe de altă parte, este o tehnică de abatere a atenției, de autopăcălire conștientă. Postitorii performanți știu să se păcălească pe sine și folosesc pentru ei cea mai naturală tendință a omului. Omul este cel mai bun specialist la autoînșelare din toate ființele care există pe pământ. Omul este genetic concentrat pe sine și mecanismele noastre, toate genetice, sunt spre autoprotecție. În momentul când postim, ne păcălim să ne uităm în altă parte, să nu ne mai gândim la noi. Să-ți spui, nu voi supraviețui de data asta, mă autocanibalizez. În momentul când m-am oprit din mâncare, corpul meu dă comanda, mănâncă-te pe tine însuți. Și zici, da, trebuie să mă protejez. Nu e nicio problemă, vei completa. Prin post suntem forțați să ne mutăm atenția și disperarea, mai ales disperarea, disperarea după hrană, spre altceva. Atenția este transformată, disperarea este transformată și finalmente foamea noastră este transformată. Cea mai forma ideală de post? Să te duci la cel mai bun restaurant, ăla care îți place ție. Să inviți un prieten care tânjește să meargă acolo, să comanzi ce îți place ție mai mult. Și ce te face să salivezi cel mai mult? Și să miroși, să plătești toată masa pentru el, să te uiți la el cum mănâncă. Nu spune asta Isaia 58? Adun casa ta pe... Când postești, ce să faci? Astăzi nu gătim. Dacă simți miros de mâncare, am înnebunit. Nu, azi gătește. Azi gătește, cheamă-ți săracii, cheamă-i pe cei năpăstuiți și din prea plinul tău, fă daruri pentru alții. Există un moment, prin post, după ce trecem de climax, pentru că este un moment maxim, generăm tânjiri mai înalte și o formă superioară de foame. Există un spațiu între foamea vulgară, aia care te chinuie. Deci ai început postul la ora 8, da? La ora 14, 38 de minute intri în hipoglicemie și începi să te împrietenești cu frigiderul. Prima dată te sprijini așa, ca din întâmplare de el. După aceea îl deschizi și pui degetul pe ceva. Păi, acum dacă tot am încălcat postul, gata, hai, pune masa, dragă. Zilele de iarnă sunt cele mai superbe pentru post, pentru că scurte, dragă, 4:30, gata. Zi de vară până în seară, cel mai rău de postit. Dar dacă postim până apune soarele, deci vedeți cât de perversă e natura umană. Vedeți cum încercăm să ne auto-înșelăm. Faci un post mai lung, 24 de ore, lungă ca o zi de post. De unde credeți că vine? De la cel care a experimentat. Pentru că acele 24 de ore vor trece cel mai greu din viața ta. Va fi ca o săptămână. Câte lucruri poți face în acele 24 de ore dacă ți-ai abate atenția în altă parte. Dar tot te gândești, cât mai este, cât mai este, cât mai este. La ora 15 este demonul foamei, care nu-ți mai dă pace. În momentul când ai trecut de acea fază, intervine o anestezie și o liniștire și foamea începe să vină în valuri. Treci de următorul val și vine încă un val. Treci de următorul val și vine încă un val. Și valurile acestea se tot răresc. Corpul abia acum se pregătește pentru adevăratul post. Abia atunci este pregătit să primească mesaje spirituale pentru că ai lăsat-o mai moale cu disperarea ta de a obține hrană cu orice preț. Există un spațiu între foamea vulgară de supraviețuire disperată spre acea foame mai productivă, după ceva mai înalt decât însuși supraviețuirea. Și găsești dintr-o dată că există alte motive de a alerga. Postul nici de cum nu este cură de slăbire, este o cale spre libertate. Și postești cu adevărat când devii dumnezeiește de neînfometat. Abia atunci când nu mai ești sau când ești la egală distanță de foame și de masă. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu înfometat? Nu este.
Și totuși vine Sfânta Treime, așa cum interpretează patristica, la stejarul lui Mamre și cei trei îngeri care întruchipează pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în pictura lui Rubleov, stau la masă cu Avram. Tipuri de post. Există mai multe tipuri de post și imediat o să ne ducem spre Isaia 58. Este postul țintit spre lucrurile de care ești dependent. De SMS-uri, de Facebook, de telefon mobil, de televizor. 2. Postul obișnuit alimentar de o zi. De obicei, cu biserica noastră avem postul vinerea, acest tip de post. Postul irlandez, pentru cei care fie sunt diagnosticați cu diabet, fie iau pastile, fie muncesc foarte greu fizic, postul irlandez este mănânci un mic dejun de 3500 de calorii. Muncești, îți faci treaba, predai, ai tot ce ai de făcut, vine demonul mai târziu, pe la ora 6-7, îl depășești, te culci nemâncat, se poate dormi nemâncat. Afirm încă o dată, se poate dormi nemâncat. Nu vei pluti deasupra patului. Și până a doua zi dimineață, când ce se întâmplă? Break fast, adică ruperea postului, da? Postul irlandez. Postul de 3 zile cu apă, oricine poate rezista cu apă. Postul de 5-7 zile cu lichide, diverse lichide, unele trebuie să aibă bază proteică, zero, spre exemplu, când o să iasă este perfect pentru așa ceva, dacă vă place la gust. 6. Postul de 10, 21, 40, 70 de zile, 100 de zile și posturile religioase, acestea care, posturile mari, posturile mici, care se practică în bisericile tradiționale. Haideți să ne uităm ce zice Scriptura, dincolo ce zice patristica, dincolo ce zic bisericile tradiționale, să mănânci fără produse animale și mai departe. Ce zice Dumnezeu despre adevăratul post și cu asta ne vom apropia de încheiere? Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui. Casele lui Israel, păcatele ei, în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său în cer hotărâri drepte, și doresc să se apropie de Dumnezeu. Câteva lucruri trebuie observate aici. Relația dintre post, nelegiuire, păcate, călăuzire, neprihănire și lege. De ce le amestecă Dumnezeu aici? Dumnezeu pune în relație obiceiurile pe care El le-a încurajat. Postul nu este atât poruncit în Scripturile Vechiului Testament, cât este încurajat. Și Domnul spune, când postești, tu ai grijă să postești. Nu, este o disciplină care uneori este poruncită întregului popor în momente de bătălii maxime, când este apropiere de Dumnezeu la Moise, Moise primește legea într-un context de post. Sau bărbații trebuie să sfințească prin retragere, abstinență, o formă de post în zile de mari bătălii. Ce spune aici textul este că poporul solicită relația cu Dumnezeu în contextul relațiilor lor tensionate. Solicită dialogul cu Dumnezeu în contextul în care ei nu mai sunt gata să asculte glasul lui Dumnezeu. Solicită călăuzirea lui Dumnezeu rătăcind de la dreptalul legii și solicită hotărâri drepte, umblând cu strâmbătate între ei. Dumnezeu îi confundă cu ipocrizia. Voi credeți că un obicei alimentar, întreruperea alimentării, are rezonanță la mine dacă voi nu vă schimbați căile? Iată care este perspectiva lor, perspectiva contractuală. La ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? Cu alte cuvinte, Doamne, noi când postim, îți expunem stomacul, facem spectacol, vrem să vezi. La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta, adică dacă nu contabilizezi? Înțelegerea lor este do-ut des, adică îți dăm ca tu să ne dai în schimb. Postul ei era o activitate pentru Dumnezeu. Chin, nu binecuvântare. Și erau supărați că Dumnezeu nu le onorează contractul. Iată explicația lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu aici este prea mult chin și prea mult zgomot între voi ca să vă mai aud glasul. Vă ciorovăiți și vă certați între voi, cum să vă ascult rugăciunile? Prea mult zgomot acolo pe pământ. Bateți nervos cu pumnul, vă ciorovăiți între voi, vă bateți între voi, eu nu mai aud, stomacurile voastre goale nu fac destul ecou ca să vă aud glasul. Pentru că zice Domnul, în ziua postului vostru, paradoxal, vă lăsați în voia pornirilor voastre. Nu vi se pare paradoxal? În ziua abstinenței te lași dus de pulsiuni. În ziua retragerii te lași dus de instincte. Nu e asta ipocrizie? Și asupriți pe simbriașii voștri. În ziua postului te enervezi. În ziua postului blestemi. În ziua postului injuri.
Iată, postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Adică ce spune Dumnezeu aici este zgomot chin, pe de-o parte, cu pace, liniște și desfătare în Domnul. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric, să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Doamne, dar pute! Păi nu-i nimic. Fă post de miros. Doamne, dar dacă îmi dă păduchi la copii? Există soluții la farmacie. Dar dacă mi-află adresa și după aia mă pradă? Trebuie să-mi protejez familia. Da, și aici ai dreptate, dragul meu. Trebuie să protejez familia. Nu-ți spun să aduci pe oricine. Sunt oameni care i-au lăsat inima și s-au expus in extremis. Nu este o regulă pentru tine. Nu trebuie să faci lucrul acesta. Dar sunt sigur că știi destui nenorociți pe care dacă nu îi inviți în casa ta, te poți duce tu la casa lor. Te poți duce tu să-i vizitezi. Poți găti pentru alții în ziua postului tău și poți să-ți împarți mâncarea pe care oricum ai cumulat un frigider. Frigiderul tău te poate hrăni de aici încolo 40 de zile și 40 de nopți. Du-te, risipește, dă, gătește, împrăștie. Adu în casa ta pe nenorociți fără adăpost dacă nu poți să împarți spațiu cu ei. Extinde spațiul tău către ei. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Observați asuprire versus eliberare, conflict versus îmbrățișare. Postești ca să mă călăuzească Domnul? Postești ca să te vadă Dumnezeu? Iată de ce Dumnezeu îmi răspunde. Trei lucruri trebuie să faci în post, rezumând acest pasaj. Dezleagă, dăruiește și desfată-te în Domnul. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, rupe orice fel de jug, eliberează-te tu. Eliberează-te tu de patimi. În post, imediat observi ce te stăpânește. Când te oprești de la toate, inclusiv de la cafea, observi ce te stăpânește. Dar observ că poți supraviețui și așa. Dezleagă, dăruiește, cultivă relații. Postul nu-i ca să te închizi tu singur. Nu trebuie să știe ceilalți că tu postești. Dar nu este ca să te închizi singur și să stai în izolare. Postul înseamnă brațe deschise. Postul înseamnă, dacă nu uși deschise, postul înseamnă brațe deschise pentru îmbrățișare. Îmbrățișarea dușmanilor cu care trebuie să te împaci. Pentru ce vă ciorovăiți? Pentru ce bateți răutăcios cu pumni? Cum poți să postești când ești în conflict și nu-ți vorbești la telefon cum nată ta? Cum poți să postești când i-ai sucit gâtul găinii vecinilor și o arunci peste gard? Cum poți să postești vinerea? Și ultimul lucru, Psalmul 37 ne dă un verset ironic. Domnul să-ți fie desfătarea ta și El îți va da tot ce-ți dorești inima. A, gata, știu. Cadă cu jacuzzi. Dacă Domnul este desfătarea ta, atunci îți va da tot ce-ți dorește inima. Ce-ți dorește inima când Domnul este desfătarea ta? Pe Domnul. Încep să fii înfometat de Domnul. Asta e ironia versetului. Domnul să fie desfătarea ta. Sigur că Domnul este desfătarea ta și toate tânjirile tale, inferioare și superioare, foamea ta fundamentală, va fi după Dumnezeu. Iată promisiunile, vi le citesc pe scurt ca să ne apropiem de încheiere. Sunt 10 promisiuni extraordinare. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul, vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime. Întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără apă. Îți va da din nou putere mădularilor tare. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor de apă care nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temelii străbune. Vei fi numit dregători de spărturi, cel ce drește drumurile și face țara cu putință de locuit. Și vei zice, uite, vezi că e perspectivă contractuală. Dacă faci, Dumnezeu face. Nici de cum. Știi de ce face Dumnezeu? Pentru că prin post e demonstrat că El este dragostea ta numărul 1, foamea ta numărul 1, setea ta numărul 1, atenția ta cea mai mare. Când Dumnezeu se asigură că îl iubești, atunci te lasă să îți împlinești mandatul. Până atunci ești legat
Nu ești liber. Dacă observați lucrurile de aici, promisiunile de aici, știți ce sunt? Sunt în binecuvântările pentru respectarea legii. Le dădea oricum în ascultarea legii și dacă ei nu posteau. Nu poți pune relația dintre cauză și efect dacă ești ordonat hermeneutic. Nu poți pune relația dintre cauză și efect. Postesc, Dumnezeu îmi lărgește teritoriile. Apropo de cărticică, rugăciunea lui Iabeț în urmă cu ceva ani. Și era un fel de magie, un abracadabra. Spui chestia asta și Dumnezeu îți lărgește influența, Dumnezeu îți lărgește teritoriile, Dumnezeu îți face, ai spus formula magică și Dumnezeu face. Dragii mei, asta nu este teologie creștină. Asta nu este teologia sacrificiului. Asta nu are nimic de a face cu Domnul Iisus Hristos. Ce spune Dumnezeu aici este, vreau să fii înfometat de mine. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, și aici e finalul, să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, observați, postul e desfătare. Le cuplează sabatul cu postul, nu la întâmplare. Știți cum se numea în greacă ziua pregătirii postului? Parascheve. De aici vine și numele Sfintei Paraschiva. Paraschiva este, de fapt, Sfânta Vineri, în tradiția basmelor românești. Vă mai amintiți de Sfânta Vineri și Sfânta Miercuri? Și Sfânta Duminică, întotdeauna croșetează împreună, sunt în același talon. Și umblă împreună, adică zilele de post, care sfinte, Miercurea și Vinerea, și cu Duminica, care e ziua Învierii, care întotdeauna este mai dolofană, pentru că se mănâncă. Bătrânii noștri așa făceau. Luni nu mâncau, că au mâncat Duminica oricum. Miercurea nu mâncau, că e zi de post. Vinerea nu mâncau, că era zi de post, mâncau marța. Mâncau joia, mâncau sâmbăta și mâncau duminica. Iar duminica, în familia mamei mele, unde mâncau 13 până la 15 persoane când trăiau și ei bătrânii, se mânca fix, exact, o găină. Care era împărțită la 13 persoane și fiecare era o jumătate de aripioare, o așa, și în rest multă cioară și mulți, mulți, mulți cartofi. Și n-au murit. Ba, au trăit, dar observați ritmul. Înfometare, vânătoare, lucru, coasă o zi întreagă și după aia mâncare și după aia iar vânătoare, călătorie, muncă și după aia din nou celebrare. De asta sunt cuplate cele două împreună. Este o zi sfântă, sfințește pentru Domnul. Este ziua în care îl slăvești pe Domnul, îl cinstești pe Domnul și te desfeți în Domnul. Nu te mai desfeți de mâncare și de proiecția escatologică a ospățului, ci te desfeți cu însuși Domnul. Adică îl mănânci pe Domnul. Păi nu asta spune Domnul? Eu sunt apa vieții. Beți din mine. Eu sunt pâinea vieții. Și acum aș vrea să ajungem la ultimul aspect. Foamea de Dumnezeu. Dumnezeul meu, Dumnezeul vieții mele, ce frumos sună, din Psalmul 42, Psalmul fiilor lui Core. Poți tu să spui așa ceva? Noi, evanghelici, spunem chestia asta, eu sunt prieten cu Dumnezeu, este Dumnezeul meu. Genitivul acesta are în el și un genitiv al proprietății, este al meu, este prietenul meu și eu sunt al lui. Ne aparținem unul altora, voi cina cu el și el va cina cu mine, Dumnezeul meu. Dar mai spunem ceva, Dumnezeul vieții mele, stânca mea și mântuirea mea. Dar știți ce este dincolo de asta? Este aceeași atmosferă din Iov. Vedeți, Iov, la urmă, după ce Dumnezeu îl ironizează și spune, Iov, dragule, te-am auzit vorbind, mi-mi place, ești foarte tupeist, domnule, îmi plac tupeiștii, extraordinar, așa ca tine. Hai să ne luăm de gulere. Vrei să te iei la trântă cu mine, da? Am mai avut unul care s-a luptat cu mine. Dar uite de data asta cum facem. Eu sunt elevul tău și tu ești profesorul. Și Dumnezeu îi pune ca elev lui Iov peste 70 de întrebări în traducerea românească. Și Iov dă răspunsul, spune, am auzit vorbindu-se despre tine, am auzit numele predicative puse în dreptul verbului, am auzit că ești bun, am auzit că ești drept, am auzit că, știi de ce mă bucur acum, Doamne, am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ce spune Iov, în esență, este, Doamne, îți mulțumesc că ești. Full stop. Îți mulțumesc că existi. Nu că ești bun și ca atare știu eu că o să fii bun și cu mine, nu că ești dăruitor. Așa se face teologie pe un munte de gunoi, dragii mei. Scărpinându-se de psoriazisul ăla agresiv și izbucnind sânge și limfă, atât de tare îi putrezea și îi puțea corpul, că nu mai deranja gunoiul de desubt. Și în contextul ăsta nu îi spune Dumnezeu, Doamne, acum dacă am rezolvat problema, ia-mă de aici. Scoate-mă de aici. Dumnezeu o scoate ca bonus.
În momentul când Iov a demonstrat dragostea față de Dumnezeu, foame de Dumnezeu, și când și-a arătat și-a declarat foamea de Dumnezeu, acum, Doamne, aici, de pe gunoi, e cel mai bine, aici e parfum curat când ești de față. Vă amintiți? Petru, care dă și el semne de foame de Dumnezeu. Doamne, e atât de bine aici, hai să nu mai plecăm. Aveau hrană? Nu. Aveau apă? Nu. Dar tu ești resursa, orice. Iov nu mai tânjește nici după sănătate, nici după bunăstare, nici măcar după copiii pe care i-a pierdut, dar tânjește după Dumnezeu. În post, Dumnezeu te dezbracă de tine însuți și te îmbracă în El. În post, Dumnezeu devine centrul vieții tale. Dacă n-a devenit Dumnezeu centrul vieții tale, atunci ai pusit degeaba. Vedeți, Psalmul 42 spune: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, nu darurile tale. Nu ceea ce îmi poți dărui. Nu cum fac copiii la bradul de Crăciun, când le facem bradul de Crăciun, se repet sub brad și iau cadourile, ci ne repezim în gâtul lui Dumnezeu, pentru că El este dăruitorul și dăruitorul este mai important decât darurile. Ascultați-vă, vă rog, rugăciunile la ora de rugăciune. Ascultați-i pe toți credincioșii evanghelici la ora de rugăciune. Doamne, îți mulțumim că ne-ai adus în această dimineață. Aici suntem pe picioare. Deci tot un beneficiu. Și acum te rugăm. Avem o listă întreagă pentru tine și te rog frumos să te execuți și să o îndeplinești. Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu că este... Și atât. Când ai mulțumit Dumnezeu că este și ți-a luat ce ți-a luat. Și chiar când nu-ți mai dă, și chiar când îți ia, și chiar când te-a îmbolnăvit, să-i mulțumești lui Dumnezeu că există în viața ta. Și prezența Lui este mai importantă decât protecția Lui. Prezența Lui binecuvântată este mai importantă decât beneficiul protecției Lui. În final, postind, am descoperit câteva lucruri despre mine. Am descoperit că sunt mândru. Cred că pot să fac ceva și am fost înfrânt în nenumărate zile de post. Ce v-am povestit din proprie experiență. 2. Am descoperit că cel mai greu este începutul. Este greu până începi. Am crezut că am determinare și voință. Nu am. Postul îți arată cât ești de tare. Are un prieten de-a meu o expresie. Tare ca fularul. 3. Descoperi că ești vulnerabil la lucruri pe care nu le-ai crezut niciodată că te vor ispiti. Aveți idee ce înseamnă să poftești o eugenie sau pufuleț sau orice se poate băga în gură? Când ești în post, ornamentul acesta dumneavoastră pare o promițătoare salată. La un moment dat te întreb ce gust are pielea din husa de iPhone. 4. Dacă ți-ai luat gândul și te concentrezi prea altceva în aceste momente, dintr-o dată devii lucid, mai lucid decât ai fost vreodată și începi să gândești limpede și faci alegeri, pentru că ești în modul de vânătoare. Deosebești salata de piatră și în momentul când deosebești aceste lucruri, că nu poți băga în gură piatra, aceste lucruri se transferă spre decizii mai importante pe care le-ai de luat în perioada de post. 5. Începi să faci deosebire între foamea reală și ceea ce te păcălește și este lăcomie. Foamea reală și valorile de foame le vei recunoaște pentru totdeauna după aceea. Am descoperit, cum spunea cineva, un evanghelic a făcut acest experiment, s-a retras 40 de zile în post, numai cu hidratare, și s-a retras în izolare și a fost întrebat de frați după ce a venit. La noi nu prea se obișnuiește tipul acesta de post. Și a fost întrebat: ce ai descoperit în perioadele acelea? Ce revelații ți-a dat Dumnezeu? Răspunsul a fost, citez, un pastor mai în vârstă care mi-a povestit întâmplarea. După o retragere de 40 de zile în sălbăticie cu post îndelung, am descoperit că sunt capabil de orice păcat, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu. O descoperire foarte importantă pentru noi. Și finalmente descoperim harul imens al lui Dumnezeu de la mântuirea noastră până în ziua morții. O paranteză aici, înainte de încheiere. Vă aduceți aminte de Muntele Schimbării la față? Mie mi se pare fascinant că acolo sunt trei postitori performanți. Moise, Ilie și Iisus. Numai despre Iisus ne spune că a postit 40 de zile și 40 de nopți cum a postit. Și Moise a fost cu Dumnezeu pe munte și a postit pentru a când s-a dat legea. Și Ilie ne se spune că a stat 40 de zile în abstinență alimentară.
Mi se pare fascinantă această imagine a însoțirii celor trei postitori, care aduce ceva despre ideea de prezență a slavei lui Dumnezeu în momentul când începe un dialog real al revelației. Și acum ultimul lucru. Am să stric gloria actului pe care l-am început. Și o spun asta ca o încurajare pentru dumneavoastră. În momentul acesta sunt după 124 de ore de abstinență alimentară. N-am leșinat în fața dumneavoastră, n-am pățit nimic, mai am pentru 40 de zile. În toate aceste 124 de zile am trecut prin toate fazele și toate stadiile. Cea mai simpatică a fost ieri, să descoper noi 124 de ore, da, 124 de ore. Urmează, deci mă gândesc la 100 de zile, sunt într-un post de 100 de zile într-un anume fel. Vreau să vă spun un lucru important, sunt sub supraveghere medicală, nu faceți prostii. Am făcut prostii în post, nu faceți prostii și dumneavoastră. Este important să aveți supraveghere medicală. După 124 de ore de repaus alimentar, în care m-am hrănit cu lichide și efort, am intrat în modul de vânătoare. Dar ieri, ca să mă pun pe mine la test, dar și ca să le fac o glumă nesărată prietenilor mei, am luat masa cu trei prieteni și a fost o masă foarte lungă, nu o programasem așa de lungă, vreo 5 ore. Vreau să vă spun meniul. Cremă de vânat, bulzi ardelenesc, chateaubriand, deserturi de toate culorile, clătite cu fineti, cu una cu alta. Eu am comandat atâta suc de portocale încât la un moment dat doamna mi-a zis nu mai avem portocale, s-a terminat. Ce s-a întâmplat? La un moment dat prietenii mei s-au uitat cu admirație la mine și atunci a venit demonul mândriei și m-a mândrit. Am zis, vedeți? De ce am făcut-o? Păi ce postea ăla dacă nu-l spui? Nu? Trebuie să-l spui, trebuie să-i declari public. Dar fiul ce are rost să postești? Ce spune Domnul? Tu când postești, înseninează-ți fața, fă în așa fel să te ascunzi, să te machiezi cât mai bine și să fii, este singurul mod în care poți să fii ipocrit în mod legitim. Atunci când postești, nimeni nu se știe să apare ca cel mai sătul om. Dar eu am ținut ca prietenii mei să știe când postesc. Și după aceea, după ce au rămas resturile, vine următorul ispită, vine o spătăriță, aș spune, dar nu punem la pachet? Ăla nu, dar mie ce-mi trece prin minte, ipocrizia maximă. După aceea să le punem la pachet, să le luăm acasă, ca să mă duc acasă, pentru că știam că trebuie să întrerup postul, să mă înfrupt și eu din ce s-au înfruptat ei. Ce fel de post e ăla, dacă după aia nu recuperezi, nu-i așa, să intri în modul de depozitare. Și m-am uitat așa cu tânjire, cum a plecat chelnerița cu toată farfuria aia, că toți am fost boieri. Noi nu servim așa ceva. Dragii mei, în toată perioada aceasta și în alte perioade descoperi cât de pervertită ți-e inima, cât de căzuți suntem, cât de mult ne auto-înșelăm, cât de mândri, cât de ipocriți, cât de mizerabil ne este sufletul. Ți se curăță intestinele, dar nu se curăță sufletul prin post. Te curăți fiziologic. Apropo, ca să fie științific, am făcut analizele înainte și analizele după. Spre marea surprinderea mea și a medicilor, de la 130 glicemia la 92, de la trigliceridele 360 la 120. Singura valoare care a rămas așa mai ciudată a fost colesterolul total 220 față de un 400. Și oficialmente am intrat în categoria supraponderalilor de la obez clasa 1. Dar, dragii mei, asta devine o glumă tristă, abstinența alimentară, dacă nu se declanșează în tine adevărata foame, foamea lui Dumnezeu. Știți, ieri, pe la ora 2, după ce am terminat masa cu prietenii, am zis, gata, mi-ajunge 100 de ore, am terminat, mă duc acasă și mănânc, e ziua soției, am zis, de ce să mănânc seara? Și devii dependent de foame, începe să-ți placă și o altă perversiune aceasta. Începe să-ți placă să devine mâncat. Începi să te hrănești cu senzația aceea și zici că dacă mănânc acum o să mănânc ceva bun, cu adevărat bun, să întrerup postul cu ceva, sărbătoresc și aici e un alt păcat. Este o altfel de poftă. Observați cum se naște o altfel de poftă mai perversă, că îți faci luxuri. În loc să te mănânci, să te alimentezi cum trebuie, zici lasă că o să fie ceva bun.
Dar s-a întâmplat ceva. Pe la ora 2-3 ieri, Dumnezeu mi-a răspuns la una dintre pricinile pe care am postit. Și la ora 5 dimineața astăzi mi-a răspuns la o altă pricină, una minoră, mică, dar cu jumătate de gură mi-a răspuns Dumnezeu. Și atunci din nou am fost prins într-o altă capcană. Dacă Dumnezeu începe să răspundă acum, de ce să o las baltă? De ce să nu creez din nou relația cauză-efect? Și Dumnezeu mi-a adus aminte astăzi, dragul meu, postul este o declarație de dragoste pentru mine. Dacă vrei să o faci public, cum o faci pentru iubita ta, este una. Dar mie cel mai mult îmi plac în șoaptă. Cel mai mult îmi place în secret. Când postești și te abții, te abții pentru că îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât hrana. Și pentru că prin post declar următorul lucru. Toate firmiturile astea sunt mai puțin decât Dumnezeu, paharul ăsta e mai puțin decât Dumnezeu, alimentația e mai puțin decât Dumnezeu, lucrurile sunt mai puțin decât Dumnezeu. Cel mai înalt lucru este Dumnezeu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Mi-e foame, mi-e foarte foame, dar aș vrea să-L mănânc pe Dumnezeu. Atâta mi-e de foame acum, că Dumnezeu care e infinit, l-aș mânca bucată cu bucată. Știți de ce? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vom avea o veșnicie întreagă să stăm la masă cu Dumnezeu și s-a oferit. Domnul spune, mâncați-mă, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Vor urma câteva evenimente importante în perioada următoare. Va urma cina Domnului, prima din an. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Să fim atât de înfometați de Dumnezeu, încât numai El să ne satisfacă. Bătrânii noștri posteau de vinerea. Treceau peste sâmbătă și la cina Domnului, din prima duminică din lună, spuneau, ne hrănim cu Domnul. Celebrăm. Noi nu suntem transubstanțialiști, dar, dragii mei, noi știm că ne putem hrăni cu Domnul în fiecare zi. Foamea noastră și postul acesta este o atitudine care nu-i de o zi. Zic, am postit, ce performanță, Doamne, am postit 100 de ore. Asta este nimic. Nu asta trebuie să faceți. Postul trebuie să devină o atitudine permanentă a vieții tale, de renunțare permanentă la toate lucrurile care sunt în competiție cu Dumnezeu. Orice alt concurent al lui Dumnezeu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât idolatrie în formă pură. Iubiți-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot stomacul tău, cu viscerele tale, cu venele tale, cu inima ta, cu tot, cu creierul tău, cu tot ce ești, iubește-L pe Dumnezeu. Mi-e foame de Dumnezeu, tuturor mi-e foame, dar nu ne-e atât de foame de Dumnezeu câteodată, încât să-L întronăm pe Dumnezeu să fie ceea ce trebuie El să fie în viața noastră, adică centrul axis mundi, centrul în jurul cărora se învârt toate lucrurile. Din când în când vă sfătuiesc să vă stăpâniți în post alimentar. Nu-L veți descoperi pe Dumnezeu, vă veți descoperi pe dumneavoastră. După ce vă veți descoperi pe dumneavoastră, Dumnezeu vă va jupui hainele mândriei de pe dumneavoastră, te vei descoperi că ești sărac, orb și gol. Și atunci, după ce vei fi terminat, și chiar dacă ai ratat postul, Domnul Iisus ne va îmbrăca în El. Și îmbrăcați în slava Lui, viața noastră va fi ascunsă cu El în Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lăcomia alimentară este un păcat care arată spre alte păcate. Este doar un fir care când îl tragi deșiră viața ta. Are mult mai multe ascunse. Cei care sunt supraponderali nu neapărat sunt lacomi alimentari și păcătoși. Sunt oameni în această sală care dacă beau un pahar cu apă din cauza hipotiroidismului lor, se pot îngrășa cât tu te-ai îngrășa mâncând friptane și friptane. Greutatea nu arată păcatul acela din viața ta, dar modul în care te raportezi la Dumnezeu ca hrana vieții tale supremă poate arăta cât de păcătoasă este inima noastră a tuturor. Și într-un fel sau altul, slabi sau grași, toți suntem lacomi. Să ne pocăim de acest lucru și să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne întoarcem la Dumnezeu, cum spune Osea. Amin.